Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim că ne-ai dăruit o țară așa frumoasă, România. Îți mulțumim că avem un trecut atât de frumos și în care avem de învățat atât de multe. Îți mulțumim pentru conducătorii din trecut care și-au jertfit viața, interesele pentru binele poporului român. Te rugăm în ziua de astăzi pentru domnul președinte Klaus Iohannis, pentru doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. Binecuvintează-i, Doamne, așa cum numai Tu poți face. Te rugăm pentru membrii Guvernului României, pentru fiecare în parte. Binecuvântează-i cum numai Tu poți face. Te rugăm pentru senatorii și pentru deputați. Binecuvântează-i cum numai Tu poți face, cu o inimă pentru popor și pentru țară. Ne dorim ca în aceste zile, mai mult ca în altele, valorile identitare creștine. Nu doar să le auzim, ci să le și vedem trăind în viața lor și în viața noastră. Te rugăm, adu, dacă s-a dus din inima noastră, acea speranță pentru viitor, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, că vor trăi mai bine într-o țară tot așa de frumoasă pe care ne-am îngrijit să o lăsăm. Îți mulțumim încă o dată pentru că, alături de celelalte biserici și culte din România, putem să trăim liberi, putem să predicăm Evanghelia, putem să trăim Evanghelia. În același timp te rugăm să faci din noi ca români mesangerii Evangheliei în Europa și în lume. Te rugăm ca mesajul Evangheliei prin cei ce sunt din diaspora să meargă oriunde sunt ei, astfel încât și Europa, care a uitat rădăcine creștine, să-și aducă aminte de unde a pornit. Știm și ne încredințăm că tot ceea ce te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tu vei face. Și așteptăm ziua când președintele țării, primul ministru, parlamentarii, miniștrii, să poată să înceapă declarațiile lor, spunând așa: eu prin mila lui Dumnezeu și prin voia lui, prim-ministru, președinte sau prim-ministru. Ne dorim atât de mult și nu putem să spunem decât: adu, Doamne, ziua aceea mai curând. Amin. Amin. Vă rog să las loc.